Aș vrea să stăm tot în Europa și la chestiuni de actualitate și nu pot să nu vă întreb despre declarațiile din ultimele două zile care au apărut pe formularul privind delegația României la Consiliul European. Lucrurile erau puțin confuze în această dimineață. Premierul Victor Ponta se pare că a lămurit un pic lucrurile, că nu se înțelegea cine, ce, unde, cum a trimis. Și înțeleg că și președinția și guvernul a primit două formulare în care să-și, de la Consiliul European, de la Secretariatul Consiliului, în care să-și precizeze componența delegației. Înțeleg că președinția și-a completat formularul și l-a trimis Ministerului de Externe, care este instituția care face, care se ocupă de corespondența cu, cu Consiliul European. Aș vrea să mă corectați dacă greșesc. Încercăm să explicăm pentru publicul larg exact mecanismul și că și guvernul a înaintat aceleași ministeri de externe propriul formular pentru a fi trimis la, la Bruxelles. Și înțeleg că dintre cele două a fost trimis formularul guvernului. Da. Să vă răspund. Să vă răspund. Am înțeles întrebarea. După cum știți, întrebarea cine reprezintă România la această reuniune a Consiliului European e o întrebare preocupantă în România și ea a fost pusă și în fața Parlamentului. Iar Parlamentul a dat o declarație, sigur, declarația nu este o lege. Știm bine că o declarație are alt statut decât o lege, dar este un act obligativ din partea Parlamentului. Este o hotărâre, până la urmă, obligativă pentru instituțiile statului, care este dată de Parlament, care întruchipează, sigur, puterea legislativă, puterea de reglementare în stat. În situația care s-a creat, având în vedere multe argumente, inclusiv datele din, inclusiv articolele din Constituție, Ministerul Afacerilor Externe a procedat complet legal și această treabă am notificat-o și președinției. Se pot vedea textele când se intră în arhive fără nicio problemă. Am notificat că, având în vedere prevederile Constituției, având în vedere hotărârea Parlamentului, având în vedere agenda acestui Consiliu European, am trimis la Bruxelles componența delegației, așa cum a fost stabilită de primul ministru, adică primul ministru, ministrul afacerilor europene, ministrul afacerilor externe, se înțelege, și, sigur, alții care sunt în delegație. Și atunci, la această notificare, dacă vreți, la acest act trimis la Bruxelles, Bruxelles a răspuns spunând primul ministru și delegația cu tare sunt înscrise la Consiliul European. După aceea a venit de la președinție propunerea. Nu a venit la mine, a venit probabil la un alt nivel, mai din minister, mai târziu. Deci aceasta este cronologia. Argumentarea care s-a dat se poate vedea în acte, nu e nicio problemă, ea este complet sprijinită pe datele Constituției, încă o dată, pe hotărârea Parlamentului, pe agenda actualului Consiliu European, adică reuniunii care are loc săptămâna care urmează, 28-29. Ei bine, acea agendă, să spun clar, e o agendă clar legată de buget, de finanțări, de joburi, de guvernanța Schengen, deci de lucruri care intră și de altele care intră în orice caz în competența unui prim-ministru. Nu avem ce face. Vă răspund imediat. Și sigur, în acest m-ați întrebat adineauri dacă am primit răspuns, deci am transmis președinției, n-am primit un alt răspuns, deci în această fază suntem. Va gestiona o situație în care ar putea apărea, ar putea ajunge la Consiliu și premierul și președintele? Există riscul unei astfel de situații? Scenariile de lucru se lucrează și cu această variantă? Am exprimat mereu speranța că se va ajunge la o soluție, iar speranța aceasta rămâne viguroasă. În definitiv, luni va fi la Cotroceni o reuniune, oricum, și
sper că acolo se va ajunge la o soluție încât să, încât să prevenim. Deocamdată să vedem ce se va întâmpla luni. După aceea, după aceea, dacă se impune, vă răspund la întrebare. Dar să sperăm că luni se ajunge la, la un acord, bizuindu-ne toți pe Constituție și pe ceea ce Parlamentul ne oferă ca decizie. Spuneați despre agenda Consiliului, iar acolo am văzut există și o chestiune de politică externă a Uniunii Europene referitoare la, la Siria. În poziția guvernului privind responsabilitățile, temele care intră în responsabilitatea guvernului și în responsabilitatea președintelui în reprezentarea în Consiliu, era această temă de politică externă era atribuită președintelui, dacă va trebui luat o poziție, menționat o poziție a României pe această temă la, la Consiliu, o va face premierul? Acum, trebuie să spunem un lucru. Nimeni nu dorește să răpească ceva din atribuțiile președintelui. Nimeni nu și-a propus, nici nu propune, toți sunt oameni rezonabili, nu se pune problema asta, să răpim cumva, să răpească cumva din atribuții președintelui. Doi, ma primul ministru, noi trebuie să ne obișnuim, este și responsabil al politicii externe, în înțelesul că e un articol exact în Constituție. Guvernul este cel care realizează, Constituția folosește acest termen, realizează politica internă și externă. Deci, primul ministru, în mod natural, oriunde în lume, are dreptul să formuleze și poate formula și poate interveni în politica externă, chiar și într-un subiect cum e acesta, Siria. Pe de altă parte, aici vedem din nou, e vorba de o corelare a pozițiilor Uniunii Europene, înăuntru Uniunii Europene. Cred că aceasta este miza discuției și de formularea unei poziții clare a Uniunii ca Uniune vis-a-vis de situația dramatică din Siria. Deci nu văd aici o problemă. Primul ministru poate și el să exprime pe, în temeiul tuturor competențelor sale legale un punct de vedere privind Siria.